Bună dimineața! Astăzi are loc ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești, convocată de către primarul orașului Comănești. În sală sunt prezenți 15 consilieri, iar 4 prin intermediu online. Ședința este statutară, majoritatea este întrunită. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Am văzut că nu o să mai avem nicio ședință cu actualul Consiliu Local, dar din cauza că ne presează și ne obligă să aprobăm niște indicatori din nou la proiectele care le avem în derulare, a trebuit să facem ședința neapărat acum. Credeam că putem amâna pe săptămâna viitoare, că după ce constituim un nou Consiliu Local, dar nu s-a mai putut amâna. Ordinea de zi pentru ședința de astăzi este următoarea. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 3-2024. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii publice, sediu administrativ din strada Gârlei fără număr, orașul Comănești de Țubacău, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, cod proiect C10-13-127. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTH și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii Crai Nou, din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza PTH și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reconstruire, clădire aferentă școlii primare numărul 5 bis, Comănești. Și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTH și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul renovare clădire grădiniță aferentă școlii primare numărul 5 bis Comănești, ceea ce întreba domnul Tomița, de cele două școli, adică școala și grădinița de la 5 bis. Suntem acum în linie dreaptă ca să le depunem pentru o nouă finanțare pe POR. Și au mai trebuit făcute niște rectificări bugetare, se fac între timp nou program POR, vine cu noi cerințe. Mai trebuie să mai cerim una, alta trebuie să le actualizez. Da, despre asta e vorba, domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința de astăzi. Vă propun să începem lucrările acestei ședințe până să pune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 3 pe anul 2024. Domnișoara director economic a prezentat în cadrul comisiilor de specialitate acest material. Dacă mai există alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii publice, sediu administrativ din strada Gârlei fără număr, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, cod proiect C10-I3-127. În cadrul comisiilor de specialitate, doamna Gura Alina ne-a prezentat acest material. Dacă mai există alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul 3 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTH și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii Crai Nou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău. De asemenea, și acest proiect a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate de către doamna Gura Alina. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul. Reconstruire, clădirea aferentă școlii primare, numărul 5 bis, Comănești. În cadrul comisiilor a fost prezentat acest material de către doamna Cristina Lupu. Dacă mai sunt discuții? Aș vrea eu, domnul președinte, n-am specificat sumele care sunt alocate de la bugetul local pentru cofinanțarea acestor proiecte. La această grădiniță este vorba de o cofinanțare de la bugetul local în valoare de 8.984.000 de lei. La școala de la 5 bis este vorba de o cofinanțare de la bugetul local de 23.000.000.000 de lei. Vechi. La proiectul cu Crainou, la clădirea de la Crainou, este vorba de o cofinanțare de la bugetul local de 12 miliarde lei vechi. Și la clădirea de pe strada Gârlei, este vorba de fosta clădire de la gaze, unde noi am clădire pe care am achiziționat-o noi cu ani în urmă și am reușit să câștigăm acest proiect prin PNRR pe eficientizare energetică. Dar totodată vrem ca să o adaptăm, să o putem da funcțională, unde să ne putem muta noi ca și primărie acolo. Așa că cei care sunteți în Consiliul Local vechi, actual, puteți spune că a spus umărul și la noua primărie pe care o vom face acolo, pentru că această clădire în care noi funcționăm acum, și nu numai aceasta, și alte clădiri de aici, din curtea primăriei, sunt depuse proiecte de reabilitare. În momentul în care vom intra în reabilitare cu aceste clădiri, noi nu vom mai putea funcționa aici. Și atunci trebuie să am găsit această soluție să ne putem muta să funcționăm în continuare în clădirea de acolo. În clădirea de la gaz. Clădirea este deja în execuție. Lucrările sunt în execuție. Totul. Eu sper că în maxim 2 ani de zile să ne putem muta acolo. În așa fel încât dacă ne vin banii și pe finanțare pentru aceste clădiri, să putem să eliberăm. Ați văzut cât de bine ne-a prins clădirea de la Centru 5, care a fost făcută la momentul ăla doar un centru de reconversie profesională, dar noi nu ne-am gândit cât de utilă ne poate fi în situația prin care am renovat școlile din oraș. Când am renovat și Liviu Iubeanu, Ciprian Porumbescu, unde duceam atâția copii? Unde puteam să ne desfășurăm activitatea fără să perturbăm activitatea școlară? Și uite că și aici suntem în aceeași situație. Da, nu ați aprobat ultimul punct, domnule președinte. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza PTH și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul. Reconstruire, clădire, grădinița, aferentă școlii primare, numărul 5 bis, Comănești. De asemenea, și acest material a fost prezentat în cadrul comisiilor de către doamna Cristina. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Provița, dacă vă mai întreabă cineva, spuneți că s-a aprobat școlile. Și grădinița, și școală. Clădiri noi. Ok, clădiri noi. Și pentru că este ultima ședință din mandatul acesta, vă rog după ședință să servim o cafea, un par de șampanie, o prăjitură, ceva. Cine vrea și are plăcerea și posibilitatea, de la un minut până la 3 ore maxim, vă invit să avem disponibilitatea să ne
felicităm pentru tot ceea ce am făcut în acest mandat, pentru toate realizările pe care le-am făcut și pentru reușitele care le-am avut. Pentru care am avut, într-adevăr, reușite și proiectele cele mai importante, poate, pe care le-am avut vreodată. De valorile cele mai mari. Gândiți-vă, doar blocurile, 27 de milioane de euro. Când am făcut străzile, trotuare, străzi, tot, proiectul acela era de 13 milioane de euro. Acum doar blocurile sunt 27 de milioane. Gândiți-vă, și dacă adunăm și celelalte școli, spitale, tot ce am mai făcut noi pe acolo, vă dați seama cam ce valori sunt. Deci lucruri care vor rămâne și vor dăinui. Iar când vă veți plimba cu stră nepoții dumneavoastră pe stradă, veți spune, școala asta e făcută de când eram eu consilier local. Uite și spitalul ăsta, tot de când eram eu consilier local e făcut. Uite și primăria, uite și primăria. Tot noi am aprobat-o când eram noi consilier local. Poate vor fi și atunci consilier local. A, păi nu mă mai chinui să mai rămân tot primar, că nu mai pot. Aveți mirajul domnului. Trebuie să în 2-3 mandate vă pregătesc, intrați careva dintre dumneavoastră, să intrați primar, ca să putem să avem continuitate.